Negocierile dintre administrația locală și partea chineză au început încă din 2015, asiaticii arătându-se foarte interesați să investească în zonă. Investitorii chinezi își doresc să transforme vechea bază de tratament, lăsată în paragină de aproape 14 ani, într-o modernă clinică de recuperare postoperatorie, în care să se aplice tratamente orientale. Trebuie să fie un hotel cu baze de tratament, saune și tot ceea ce e bun pentru tratamentul cetățenilor care au reumatism și tot felul de boli care sunt tratate prin apă sărată, care este aurul nostru natural. Investiția, care înseamnă și construirea unor unități de cazare, se ridică la peste 2 milioane de euro și ar urma să ducă și la crearea a câteva zeci de noi locuri de muncă. Domnul doctor, profesor universitar dr. Huang Xu, care este șeful delegației din partea chineză, a cumpărat o policlinică în București pe care o transformă în policlinică de medicină tradițională și vrea să combine medicina tradițională chineză cu medicina tradițională românească. În acest sens, dorește să dezvolte o clinică aici, în Ocnele Mari, în special pentru a trata bolile de astm datorate poluării din China, China fiind o țară foarte poluată. Vor să facă tratament aici la o clinică din Ocnele Mari și în Salină. Sarea a fost și este pentru Ocnele Mari o binecuvântare, dar și un blestem. Miile de ani de când se exploatează sarea în zonă au dus atât la dezvoltarea acestei așezări, cât și la declinul stațiunii balneare din localitate, stațiune care era înfloritoare acum mai bine de un deceniu. Prăbușirea unei galerii într-o mină de sare acum aproximativ 10 ani a lăsat în urmă dezastru, urmele acestuia fiind și acum o povară pentru administrația locală. În aceste condiții, localnicii îi așteaptă cu brațele deschise pe chinezi. E bine să vină să dea de lucru la oameni. Avem hotel care e în paragină, nu se ocupă nimeni. La ce să vină chinezul când nu avem aici nici veciul public? Păi să facă ei. Să facă ei? Păi a mai venit o dată și n-a mai făcut nimic. Localitatea Ocnele Mari se află la 7 km distanță de municipiul Râmnicu-Vâlcea. Aici se află cea mai mare salină din țară deschisă publicului, dar și două strânduri cu apă sărată la mare căutare printre turiști. Nu există însă niciun hotel sau unitate de cazare mai mare, cu excepția câtorva pensiuni.